așa cum ne-am așteptat, vă bucur că am văzut oameni fericiți. Eu cred că gândura că am văzut și oameni nemulțumiți în momentul care, câștigi și destoia trebuie pe tribună, însă bună până merge mai departe. Iubesc pe oamenii care vin, din pasiune pentru handbal, iubesc pe cei care nu ne-au abandonat nici în momentele grele. Am legat două victorii, cred că moralul nostru este unul foarte bun și o să abordăm cu încredere partida de la, Brăila. A fost o de luptă, trebuie să înțelegem că nu traversăm neapărat cele mai bune momente, că cu toții depunem efortul să ne revenim. E extrem de important că și atunci când poate nu jucăm la cel mai înalt nivel al nostru, reușim să strângem puncte. Și că asta e tot ce contează. Mă bucur din suflet că am reușit să le oferim suporterilor noștri adevărați o mare bucurie astăzi. Mă bucur că urmează o perioadă de pregătire în care putem să ne punem lucrurile la punct. Nu știu exact ce urmează în meciul cu Vâlcea, pentru că este întreagă telenovela cu data la care se desfășura, însă ce este bătut pe cuie că în 2 noiembrie vom juca la Brăila. O echipă extrem de solidă, o echipă extrem de puternică, care a avut și un meci greu, și să ne-au avut un meci greu în compania lor, o echipă care are aspirații europene, însă până atunci mai este, ne putem și noi pune la punct cu multe lucruri pe care le avem și sper din tot sufletul un rezultat pozitiv la Brăila. Vreau să le felicit pe fete pentru dorire, încă nu suntem ceea ce toată lumea așteaptă la noi, dar cu siguranță că vom. Indiferent de adversar, știi că lumea își dorește niște meciuri bune, e o premieră, suntem în Europa și asta este o realitate, ar trebui să fim mândri de asta, ar trebui să ne dorim în continuare să fim acolo, cine vor hărăzi sorții, vom lua cu plăcere, pentru că oricum nu puteți schimba nimic. Afectează incertitudinea asta programul fetelor, adică nu știm când jucăm, în ce date jucăm? Teoretic nu, pentru că vom ști cât de repede în ce date jucăm cu Vâlcea. Au și un program încărcat, e și din cauza programului lor de Liga Campionilor, și din cauza programului nostru de Cupa EHF. Cu siguranță că vom ajunge la o înțelegere în așa fel încât să fie bine pentru amândouă cluburile.